Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. Așa că, fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem un bun venit invitatului nostru din seara aceasta, nimeni altcineva decât domnul Marius Ian, pastor la Biserica Creștină Baptistă din Jebel și din Ceacova. Frate pastor, bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și eu vă mulțumesc pentru dragostea cu care ați răspuns la această invitație, pentru dorința de a fi împreună cu noi în seara aceasta și îmi permit ca de data aceasta împreună cu dumneavoastră să abordez o temă care are legătură cu chemarea noastră universală, aceea de a duce Evanghelia până la marginea pământului. Când vorbim despre Evanghelie până la marginea pământului, întotdeauna ne gândim că s-ar putea să ajungem poate unii dintre noi prin nu știu ce junglă amazoniană, prin cine știe ce colț acolo din Sahara sau știu undeva acolo unde poate n-a ajuns nimeni înaintea noastră. Dar în seara aceasta aș vrea să discutăm despre misiune, despre plantare de biserici locale acolo unde poate ne este cel mai la îndemână, lângă casa noastră, în localitățile, în satele din România, acolo unde poate unii, și aici mă dau pe mine exemple, ne-am născut și am crescut, da? Și de asemenea localități unde de obicei poate nu sunt cele mai atrăgătoare, nu oferă condițiile cele mai bune, nu sunt atât de mulți credincioși care să zice, ar umple biserica, adunarea respectivă, așa comunități care de obicei sunt lăsate puțin la o parte. E un subiect destul de frumos și mă bucur că îl pot discuta cu dumneavoastră în seara aceasta. Dar înainte de a face lucrul acesta, aș să vorbim câteva lucruri despre cine este pastorul Marius Ian, cu ce se ocupă, ce face, care este, să spunem așa, slujirea acolo unde Dumnezeu l-a chemat și, bineînțeles, ce altceva mai face pe lângă slujirea aceasta de păstor? Da, este o bucurie pentru mine să, și o onoare să fiu în emisiunea noastră și să putem să abordăm teme deosebit de importante și cred că de actualitate, cum este și cea de astăzi. Cred că Domnul, într-adevăr, ne-a chemat pe toți după ce El s-a înălțat la cer sau înainte de înălțare la cer ne-a lăsat însărcinarea aceasta ca noi să mergem și să ducem vestea bună a învierii și să îl facem de cunoscut pe Domnul Iisus Hristos la toți cei care sunt în jurul nostru. Eu m-am născut în Biserica Creștină Baptistă din Jebel. Am crescut aici și Dumnezeu m-a cercetat încă din vremea tinereței să mă apropii de Dumnezeu într-un mod special. Am crescut într-o familie de oameni credincioși, mergeam regulat la biserică și dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu a început să se înfiripe în inima mea încă de tânăr. Undeva pe la vârsta de 15-16 ani am citit o carte scrisă de Oswald John Smith, omul de care se folosește Dumnezeu, și încă de atunci mi-am dat seama că lucrul acesta cred că ar trebui să fie cel mai important și mai frumos lucru pe care un om îl poate face în viața lui, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să îl slujească pe Dumnezeu. Sigur, am terminat școlile, am devenit electronist, am lucrat într-un centru de calcul, dar chemarea aceasta a început să se aprindă tot mai tare și era înainte de Revoluție, era foarte greu ca să ajungi la seminar la București, erau puține locuri. Dumnezeu a îngăduit să înceapă o școală biblică în Timișoara, încă înainte de Revoluție, am fost vânați o perioadă, dar am reușit să ne adunăm câțiva tineri inimoși împreună cu frații păstori din zona aceasta. Am început acea școală, am finalizat-o după Revoluție, după aceea am mers la universitate, la teologie, la Oradea și apoi masterat și doctorat. Însă
încă de atunci, din anii aceia tinereții, am simțit că chemarea noastră este să ne implicăm în zona în care ne-am născut, aici, în zona în care am trăit. M-am căsătorit cu Tabita, soția mea, ea și ea o fată credincioasă, familia ei se ocupa de muzică, ea se ocupă de muzică și ea, fata noastră, avem o fată, a terminat și ea facultatea de muzică și acum avem și o nepoțică care începe să cânte și ea. Vis-a-vis de muzică, la noi în familie numai eu nu cânt, dar Tabita mi-a zis, lasă că-ți ajunge cășoara, tu vorbești prea mult. Și încă din tinerețe am hotărât să ne implicăm în slujirea lui Dumnezeu. Am revenit în bisericile unde am crescut, în biserica în care am crescut, de fapt, în biserica din Jevel, deși locuiam în Timișoara și aveam job acolo și eram foarte bine așezați în tot ceea ce făceam, am spus, vrem să începem să slujim. Asta s-a întâmplat în anul 91. Și din 1991, sunt vreo 30 de ani de atunci, am început să ne implicăm în plantarea primei biserici la Ceacova, apoi am fost ales păstor și la Jebel, pentru că pastorul care a fost înainte de mine, fratele Tinco, el a avut în perioada aceea vreo 12 biserici și abia aștepta să se ridice cineva și să poată să preia una din biserici. Am început așadar cu biserica din Jebel, am fost ordinat în 1992 și de atunci Dumnezeu a fost acela care ne-a ajutat să începem să plantăm și să ne ocupăm de plantare de biserici. Pe lângă plantarea aceasta de biserici, mergem în evanghelizări în multe locuri, în țară și în străinătate și cred că nu există ceva mai frumos pentru noi decât să slujim în felul acesta și să ne putem pune la dispoziția lui Dumnezeu făcând lucrarea aceasta. O facem cu drag de 30 de ani și sperăm cât Dumnezeu ne va îngădui zile să putem să facem pași înainte. Mai mult de ceva vreme, de câțiva ani, Dumnezeu v-a chemat și la slujirea în cadrul comunității baptiste Timișoara, da? Aveți o sarcină destul de, să spunem, de importantă, aceea de a fi în conducerea comunității baptiste și, practic, activitatea dumneavoastră s-a extins pe tot ce înseamnă zona aceasta a bisericilor baptiste din județul Timiș. Cum vi se pare această nouă slujbă, plecând de la faptul că dumneavoastră ați început cu două localități mici, de fapt cu Jebel, care poate pentru unii ar însemna o biserică mai micuță, dar uitați că până la urmă omul care se lasă în mâna lui Dumnezeu și este la dispoziția lui, până la urmă este chemat și la lucrări mai mari, ceea ce faceți în cadrul comunității. Da, de peste 20 de ani sunt membru Comitetul Comunității, am fost două mandate secretarul comunității și acum sunt la al doilea mandat de vicepreședinte al comunității și cu siguranță că sunt o grămadă de lucruri pe care le facem în cadrul comunității, sunt membru și Comisia Pastorală a Uniunii Baptiste și în toată perioada aceasta inima mea a fost foarte deschisă către ceilalți frați, colegi, păstori. Avem o comunitate destul de dinamică, vie, în jur de 80 și ceva de păstori și 160 de biserici, dar sunt încă localități multe în jurul nostru în care nu avem biserici baptiste și sigur este mult de lucru. Ne dorim să putem ajuta lucrarea din comunitate. Eu personal doresc lucrul acesta și încurajez atât păstorii tineri cât și pe cei care sunt poate mai în vârstă și au nevoie de sprijin și cred că Dumnezeu este acela care ne ajută să putem să împărțim, să mă împart și în slujirea de la comunitate și cea din biserici și în toate în care Dumnezeu ne oferă uși deschise pentru slujire. Slavă Domnului! Domnul să vă dea putere să duceți și lucrarea aceasta la capăt cu bine. Haideți să ne întoarcem la chemarea aceea de a merge mai departe cu Cuvântul lui Dumnezeu și bineînțeles aș porni de la Sfânta Scriptură, de acolo unde găsim Cuvântul lui Dumnezeu. Practic, unde găsim chemarea aceasta sau motivarea aceasta? Cum vedeți dumneavoastră nevoia aceasta de a merge mai departe și de a se implica omul până la... Acum... Până la capăt. Unul dintre pasajele care pe mine m-au
mișcat, m-au cercetat foarte mult și este oarecum de actualitate pentru că suntem la puțină vreme după sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Este acel tablou extraordinar descris de către doctorul Luca, în care ne sunt prezentați cei doi ucenici care mergeau spre Emaus. Atunci când ne uităm la tabloul acesta, îi vedem pe cei doi plecând dinspre Ierusalim, spre Emaus, cu inima zdrobită, zbuciumată, frământați, descurajați, deznădăjduiți, cu ochii triști. Și Domnul Iisus Hristos se alătură lor, începe să intre în discuție cu ei, istoria este fascinantă, frumoasă, dar în final, după ce ei insistă ca el să rămână cu ei, el le deschide ochii și dacă citesc de la versetul 31, din Luca 24, spune astfel, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau adunați împreună cu ei la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat și lui Simon. Aici, în pasajul acesta, eu cel puțin am simțit că acest lucru care s-a întâmplat cu acești doi ucenici ar trebui să se întâmple cu fiecare credincios. Pentru că atunci când Dumnezeu ne-a chemat pe noi, ne-a chemat să devenim ucenici ai Lui. Trimiterea pe care o avem din Matei 28, acolo unde Domnul Iisus Hristos și Evanghelistul Matei ne relatează această ultimă întâlnire și cu aceasta se încheie Evanghelia, spune că după ce Domnul Iisus Hristos le-a spus toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, i-a însărcinat, i-a trimis și le-a spus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Aici găsim trei mesaje. În primul rând de înștiințare, Domnul înștiințează că toată puterea, puterea de a cunoaște, de a stăpâni, de a judeca, de a triumfa, de a împărăți, toată puterea a fost dată Domnului Iisus Hristos. Apoi vedem un alt mesaj, un mesaj de însărcinare, duceți-vă, nu așteptați, de multe ori este această probabil greșeală, să stăm acasă, să stăm în bisericile noastre, de multe ori poate confortabile și să așteptăm ca oamenii să vină la noi. Nu, duceți-vă voi la ei, ieșiți afară, ieșiți în lume și apoi spune, faceți ucenici, adică ceea ce voi știți, ceea ce voi ați cunoscut despre Domnul, ajutați-i și pe ceilalți să poată să cunoască metodele botezându-i și învățându-i. Și este și un mesaj de încredințare, înștiințare, însărcinare și încredințare. Și eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Aici înseamnă că ne va fi și ajutor și sprijin, dar cred că și să vadă Domnul ne vede dacă facem sau nu, dacă împlinim sau nu lucrul acesta. Revin la cei doi pe drumul Emausului. În momentul în care au înțeles, în momentul în care au descoperit că Domnul e viu și l-au cunoscut, ei n-au putut să mai stea nepăsători și au început să spună, nu ne ardea inima noi când ne deschidea scripturile și găsim că Domnul le-a deschis ochii, le-a deschis scripturile, le-a deschis mintea și apoi se încheie cu finalul extraordinar, le-a deschis și cerul. Și ei spun, vrem să mergem înapoi, ar fi putut să aștepte până mâine zi. Era noapte, era spre seară, erau destul de obosiți, probabil cu ființa, cu inima destul de deznădăjduită, puteau să spună ne odihnim și dimineață mergem din nou și le spunem. Dar au zis nu, nu vrem să mai trăiască și ceilalți într-o stare în care am fost noi, vrem să le spunem că a înviat cu adevărat, că l-am văzut și au pornit chiar în ceasul acela cu dorința să meargă și să poată să le spună. Ei, acest lucru ne-a animat pe noi, pe mine și pe soția mea și am încercat să-l transmit mai departe la frații mei din Biserica din Jebel și în felul acesta am reușit împreună cu Biserica din Jebel să ne implicăm în plantarea mai multor biserici. Sigur, n-a fost ușor. N-a fost ușor pentru că resursele erau limitate, atât cele financiare, dar mai ales cele umane. Aveam nevoie de oameni care să fie gata și ei să înțeleagă chemarea și să fie gata să se implice.
Dumnezeu ne-a binecuvântat și am sprijinit plantarea altor 7 biserici, 8 chiar, dar încă 4 biserici le avem și le am în slujire aici în zona aceasta, pe lângă Jebel, Ceacova, Pădureni și Șag, și am construit clădiri, 4 clădiri de la zero în fiecare biserică și săle anexe pentru diferitele activități pe care le avem. Și cred că Dumnezeu, atunci când vrei să faci, când vrei să te implici, când înțelegi chemarea, cred că Dumnezeu este Cel care îți pregătește și resurse, îți dă și posibilități și te ajută să mergi înainte și să poți împlini misiunea aceasta. Așa este, chemarea este foarte clară. Cuvântul lui Dumnezeu este, să spunem, mai mult decât clar pe înțelesul nostru. Doar să vrei să nu înțelegi și să refuzi cu încăpățânare să nu vrei să faci misiune, să nu te implici în răspândirea cuvântului Dumnezeu. Dar haideți să vedem puțin contextul acesta al misiunii locale. Deci, practic, în acest moment aveți mai multe biserici pe care le păstoriți în jurul localității unde locuiți, sau unde sunteți dumneavoastră. Biserici care nu sunt foarte mari, nu sunt biserici nici din Timișoara, nici din Naștiu, din alte localități cu orașe cu un număr semnificativ de nevoie. Deci, e o zonă, până la urmă, sunt sate, sunt localități unde poate alți slujitori, poate alții misionari ar ezita să se ducă. Dar faptul că, în primul rând, condițiile, știu eu, avantajele, ne uităm și la partea aceasta lumească. Până la urmă, atunci când chemarea, vreau să înțeleg un lucru și ce v-a determinat pe dumneavoastră, care au fost factorii care v-au determinat totuși să rămâneți în zona aceea a satelor, a locului natal și să nu căutați să vă, nu știu, să vă poziționați undeva unde ați avea mai condiții mai bune, la oraș, poate în altă țară. Știți că acum putem circula sau înainte puteam circula mai bine. Sunt locuri și locuri. Oamenii de obicei caută confort, caută condiții bune, oameni care să-i ajute, biserici mari cu potențial financiar și tot așa. Totuși, dumneavoastră ați ales că așa a fost nevoie, acolo v-a trimis Dumnezeu, ați acceptat chemarea aceasta de a merge în localități cu posibilități mai mici, cu, să spunem, finanțe mai puține, mai ales că a trebuit să construiți de la zero. Îmi dau seama că n-a fost ușor să construiți de la zero. Da, acum am încercat să spun, în momentul în care am fost ales ca și pastor la biserica din Jebel, în momentul acela noi locuiam în Timișoara și aveam un job foarte bun și bine plătit. Am acceptat să îl părăsesc pentru că în perioada aceea am înțeles că Dumnezeu ne vrea să ne implicăm full-time în lucrare și era nevoie de noi. Sigur, salariul de păstor a fost cam de 4 ori mai mic decât salariul pe care l-aveam înainte și au fost și ani poate mai grei pe care i-am trăit, dar vreau să vă spun ceva. Atunci când ești gata să faci voia lui Dumnezeu și să împlinești chemarea pe care El ți-o pune înainte, noi am experimentat un lucru, eu cu soția mea. Întotdeauna Dumnezeu ne-a dat resursele de care am avut. N-am avut niciodată prea mult încât să nu știm ce să facem cu resursele, dar întotdeauna când ne-am rugat și poate am rămas la limită cu unele resurse, am simțit mâna Domnului și Dumnezeu a fost acela care întotdeauna ne-a binecuvântat să putem să facem pași mai departe. Am venit în biserica din Jebel. Acum, bisericile pe care eu le păstoresc sunt chiar în suburbia Timișoarei. Prima localitate este Șag, la 2 km de Timișoara, apoi urmează Jebelul, care este la vreo 15-20 și celelalte sunt în jur și Ceacova. Ceacova este un orășel micuț în zona aceasta. Noi ne-am mutat și din Timișoara. Am înțeles că Dumnezeu ne cheamă să ne mutăm și de 10 ani de zile stăm la Ceacova. Am vândut apartamentul, ne-am făcut o casă aici și ne bucurăm că putem să fim mai aproape de frații noștri și să putem să facem slujirea. Am avut multe invitații de-a lungul timpului să plecăm în multe locuri. Am călătorit mult, de multe ori în America, în toată Europa, la evangelizări, în Coreea de Sud, în Australia. Însă până acum n-am simțit niciodată libertatea să părăsim zona aceasta în altă parte.
De aceea Dumnezeu a fost acela care ne-a dat această lumină și această posibilitate să rămânem aici și mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat. Da, câteodată nu este ușor să fii la o biserică mică și vă spun care sunt unele dintre frământările cu care noi ne-am lovit. Faptul că am crescut generații la rând care au plecat. Am prins perioada aceasta imediat după Revoluție. Oameni tineri pe care îi crești, investești într-un tânăr poate 20 de ani. Îl crești, îl educi, face muzică, cântă în orchestră, în fanfară, în cor, se bucură în biserică, e botezat și a terminat școala și atunci se ia și pleacă. Mulți au plecat peste hotare, la muncă, pentru locuri mai bune, alții au plecat în orașe mai mari, în biserici mai mari. Însă, totuși, bucuria cea mai mare pe care am avut-o a fost aceasta că am putut să înțelegem că chiar dacă am fost ca o pepinieră, ne-am bucurat să vedem că dintre tinerii noștri, mulți dintre ei au ajuns să slujească într-un fel sau într-altul, să se implice în locurile unde au ajuns și de multe ori ne bucurăm să vedem lucrul acesta. Mai este un aspect. Soția mea încă de la început s-a ocupat de lucrarea cu copiii, de lucrarea cu muzica. A fost talentată în sensul acesta. A înregistrat 9 volume cu cântări creștine, unele scrise de ea la Radio Vocea Evangheliei și s-a implicat în slujirea aceasta. De multe ori poate am fost descurajat când am văzut că aveai o grămadă de tineri pe care ai crescut și se întâmplă să plece aproape o generație întreagă și să poți să nu-i mai ai. Dar am avut și experiențe care ne-au făcut să înțelegem că s-a meritat. Vă dau un exemplu. Eram odată destul de descurajați văzând că au plecat iarăși un grup de tineri, s-au căsătorit, au plecat la școală, au plecat din țară. Dar odată primesc un telefon. Primesc un telefon și mă sună cineva cu număr de Spania. Și spune fratele Marius, zic da, eu sunt Nicu. Măi, zic, care Nicu? Și îmi spune el numele. Vă aduceți aminte, cu 10-15 ani în urmă, eram la sora Tabita, la grupă, și eram ăla rău, Nicu ăla, care făceam numai prostii. O, Nicule, Domnul să te binecuvinteze, spune-mi, ce-i problema? Și atunci mi-a spus, zice, uite, eu sunt acum în Spania. Am plecat din România, aici m-am căsătorit. Și împreună cu soția mea ne-am dat seama că avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie să ne apropiem de El. Nu cunoaștem pe nimeni, nu știți vreo biserică, nu știți pe cineva care ne-ar putea ajuta să putem să ajungem la o biserică. Era în zona Madridului. Mă zic, am vreo 10 care știu, cel puțin. Am dat 2 telefoane și au mers după el, l-au dus la biserică și a rămas acolo. Ei, atunci ne-am dat seama că se merită, chiar dacă am aruncat pâinea pe ape și după mulți ani am cules-o din nou. Se merită să investim în copii, în tineri, se merită să facem evangelizare, se merită să încercăm să plantăm biserici, pentru că va veni o vreme când Dumnezeu cred că va aduce rodul muncii înapoi, ne vom bucura să vedem oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Și cred că asta a fost chemarea și aici a fost decizia de a rămâne în zona aceasta. Deși vă spuneam, am fi putut să mergem liniștit în multe locuri și multe biserici ne-au chemat, dar am simțit că încă mai este de făcut. Tot timpul au fost biserici noi începute, construcții începute, șantiere, tot timpul era de făcut câte ceva și am zis, cum să lăsăm acum? Acum nu putem, nici acum, că am început și lucrarea de dincolo. Și așa ne-a călăuzit Dumnezeu că până acum am rămas aici și am continuat această misiune locală. Am plantat biserici și am construit locașuri de închinare, pentru că când am început lucrarea aveam o singură clădire mică, neîncăpătoare, eram peste 100 de oameni într-o sală de 5 metri pe 10 și a fost nevoie de multă, multă jertfă, dar ne bucurăm că am putut să facem lucrarea aceasta și încă vrem să o mai facem când Dumnezeu ne va da sănătate și putere. Slavă Domnului! Mare lucru să renunți la confortul propriu și chiar mă gândesc la soția dumneavoastră. Știți că dumneavoastră aveți chemarea, dar să-i spuneți într-o zi soției, știi, trebuie să ne mutăm de la oraș la sat și nu o să mai toate condițiile și va trebui să o luăm de la zero și să ne obișnim cu munca de la sat, să mă alergăm în stânga și în dreapta. Mai mult să o purtați dumneavoastră acolo unde a fost nevoie în slujire. E o chemare specială și slavă Domnului că soția dumneavoastră a răspuns cu aceeași dragoste chemării lui Dumnezeu și bineînțeles v-a ajutat și știu că vă ajută în continuare în slujirea pe care o faceți.
Frate păstor, uitându-ne la realitatea pe care o cunoașteți în România, ați slujit de mulți ani, sunteți în conducerea comunității, faceți parte din Comisia Pastorală a Cultului Baptist. Mă întreb așa, uitându-mă la nevoia aceasta pe care o avem în România. Știți că sunt multe zone neacoperite și aici mă refer la sate, la comune. Personal și eu vin dintr-o zonă foarte aridă, aș spune dintr-o zonă în care cu greu ajung lucrătorii. Dobrogea, sunt tulcean, născut, crescut, băiat, venit de la țară, într-o localitate unde sunt mai multe comunități, oameni care împărtășesc diferite credințe și atunci pentru noi a sta acolo cu 10 oameni, cu 5 oameni, cu 6 oameni într-o biserică era un lucru obișnuit, nu era nicio surpriză. Dar știu și sate în care nu există absolut niciun creștin evanghelic sau nu mai vorbim de comunitate. De exemplu, știu în Oltenia, dar foarte mult în Dobrogea, a fi slujitor în spațiul acela, ești slujitor peste zeci de kilometri pătrați, păstorești zeci de kilometri pătrați, nu o biserică, pentru că trebuie să te duci dintr-un sat în altul, pentru că acolo ai doi, în partea altă ai trei și trebuie să ai grijă de ei, trebuie să te interesezi de viața lor. Pornind la nevoia aceasta, o vedem și există. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Pentru că, până la urmă, chemarea aceasta trebuie să o facă cineva. Poate dacă nu eu, poate dumneavoastră sau altcineva. Și lucrătorii sunt din ce în ce mai puțin. Știm asta. Să ceriți și atât de mare. Cum vedeți? Cum am putea face? Cum i-am putea încuraja pe oameni? Sau dacă cumva există vreo șansă de a mai schimba ceva în motivarea aceasta? Acum, mai întâi vreau să vă spun, ați pomenit de soția mea, cu adevărat ea este ajutorul meu potrivit și cred că dacă ea n-ar fi înțeles la fel ca și mine chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să rămânem aici, să ne așezăm aici, să ne implicăm în slujirea pe care o facem, ținând cont și de faptul că în perioadele care erau de evanghelizări și se pleca, eram invitați să mergem aproape seară de seară, călătoream foarte mult și încercam să slujim prin cântare și cu cuvânt în multe locuri. Ea a fost într-adevăr cea care m-a încurajat și a zis nu trebuie să ne lăsăm și continuăm să facem lucrarea aceasta. Acum, în ce privește nevoia de lucrători, vreau să vă spun că este una dintre cele mai mari nevoi pe care noi le avem în momentul de față. În momentul de față ne uităm și vedem că sunt destul de puțini lucrătorii tineri și oamenii tineri care sunt deciși să urmeze pe Domnul în această chemare și să devină slujitori, să devină păstori. Mă bucur foarte mult de faptul că seminarul nostru de la București împlinește 100 de ani anul acesta și chiar la următoarea întâlnire a comunității avem invitați de seamă de acolo și dorim să punctăm și să marcăm lucrul acesta. Noi ne-am propus chiar la comunitate să încercăm fiecare dintre păstori să cât putem mai mult cu tinerii noștri, să încercăm să le spunem că nu există numai IT, numai medicină sau eu știu alte joburi pe care ar putea să le aibă și că Dumnezeu în final plătește mai bine. El este acela care atunci când te cheamă și când vrea să te implice în lucrarea lui, îți dă cea mai înaltă chemare pe care poți o ai. Eu personal am încercat în sensul acesta și am pe lângă mine mai mulți tineri care i-am sprijinit, i-am ajutat, pe care îi ajut să se implice în slujire. Unii dintre ei sunt la școli biblice, alții iau și predică. Am făcut cu frații din biserică destul de mult timp de învățătură, de echipare în a ști cum să poată să predice și să slujească. Și mă rog ca Dumnezeu să aprindă acel foc, așa cum vă spuneam, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, uitându-ne la cei doi ucenici pe drumul Emausului, să-l aprindă și în viețile noastre. Eu cred că în momentul de față n-ar trebui să fie o chemare mai mare pe care noi ca și biserici ar trebui să o avem decât să învățăm pe ceilalți credincioși
că slujba noastră nu este doar să venim la biserică, să asistăm confortabil, că acum deja avem peste tot clădiri noi, frumoase, cu aer condiționat, cu tot felul de echipamente, putem să ne bucurăm în slujirea aceasta, avem tineri care sunt talentați și cântă, dar nu este aceasta totul, să vii doar la biserică și să pleci acasă și să spui mi-am făcut partea și este suficient că am făcut lucrul acesta. Nu, din contră, noi trebuie să fim aceia care să fim gata să-i ajutăm pe alții. Chiar duminică am vorbit vis-a-vis de Toma și am spus, cred că sunt atâția astăzi care sunt ca și Toma. Probabil, imaginându-ne cum a fost Toma săptămâna aceea după ce ucenicii au spus ceilalți că noi l-am văzut pe Domnul și timp de o săptămână el nu l-a văzut pe Domnul, n-a știut și punea mereu acele scuze, dacă nu voi pune degetul, dacă nu voi pune mâna. Și m-am gândit atunci, oare cum de a revenit Toma înapoi? Ce a găsit el? Pentru că duminica următoare îl vedem că era în biserică. Eu cred că a găsit frați care au știut să-l atragă, au știut să-l iubească, au știut să-l caute, frați care au știut să-i spună cu drag, da, noi l-am vândut, dar nu și tu cu noi, vino să fim împreună, nu sta în starea în care ești descurajat, ci vino. Și eu cred că sunt astăzi destul de mulți oameni care sunt poate în starea aceasta din punct de vedere spiritual, în deznădejde, de descurajare, ne uităm și la pandemie, ne uităm la izolare, ne uităm la atâtea lucruri care sunt în jurul nostru și eu cred că noi, atât slujitorii, cât și toți cei care înțeleg chemarea aceasta, ar trebui să ne implicăm mai mult și să echipăm pe cei din biserică, să-i caute pe cei care sunt poate ca Toma, pe cei care poate au nevoie să fie încurajați, să fie apropiați, să găsească în biserică o biserică iubitoare și frați care îi caută și care vor să le vorbească. Sigur, este nevoie, spuneați noastră, de Dobrogea. Vreau să vă spun că, deși în Timiș sunt biserici foarte mari, dar în satele care sunt mai ales în zona dinspre graniță cu Sârbii, cu Serbia, este o zonă în care, de exemplu, numai în jurul orașului Ceacova, orășelului Ceacova, avem 5 localități, dintre care 2 comune mari, în care nu avem biserică baptistă. Și noi colaborăm foarte bine cu toți frații din Alianța Evanghelică. Și sunt multe localități care n-au niciun fel de prezență evanghelică. Este încă mult de lucru și aici. Să nu mai vorbim de Oltenia, de Dobrogea și de alte zone în care vedem că atât de mult este nevoie de lucrare. Cred că trebuie cumva să ne rugăm mai mult pentru noua generație să înțeleagă că este nevoie de implicarea lor, să înțeleagă că Dumnezeu îi cheamă și pe ei cum i-a chemat pe noi, cum i-a chemat pe apostol, să înțeleagă că nu este o chemare mai frumoasă și un răspuns mai frumos din a trăi viața decât să o cheltuiești, dacă se poate spune așa, slujind pe Dumnezeu, implicându-te, ajutând pe cei din jurul tău să poată avea o nădejde, să poată avea o credință statornică, să poată să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să înțeleagă că viața pe pământ este una trecătoare. Și ce ai făcut pentru suflet, aia rămâne. Ce facem doar pentru noi, pentru case, confort, pentru a avea ceva lucru material, iată, Dumnezeu ne-a arătat prin pandemia aceasta că așa de ușor se pot bloca toate. Așa de ușor poți să fii izolat, poți să se întâmple ceva în care să nu te mai poți bucura de nimic din facilitățile pe care le-ai obținut. Și atunci ce contează? Contează la urma urmei sufletul, dacă este împăcat cu Dumnezeu, dacă tu ai speranța mântuirii, pentru că atunci vei trăi fericit și aici pe pământ, indiferent de circumstanțe, dar vei putea să ai speranța și nădejdea că într-o zi vom fi cu Domnul și ne vom putea bucura în glorie și vom putea să-L slujim acolo și să ne bucurăm și în cer. Așa este, slavă Domnului. Așa este și realitatea în care trăim, așa cum ați prezentat-o dumneavoastră. Vedem că pandemia aceasta ne-a schimbat absolut toate planurile, indiferent de confortul sau, nevoile pe care le avem. Dumnezeu știm că este în control și El se va îngriji de toate resursele acestea pe care un misionar l-ar avea. Îmi place tandemul ăsta, echipa aceasta despre care ați vorbit, dumneavoastră, soția, dumneavoastră, familia. Și înainte de a ne apropia de încheiere, e foarte important să știm calitățile pe care trebuie să le aibă omul acela chemat de Dumnezeu, astfel încât să fie gata să spună da atunci când este chemat într-o lucrare dintre aceasta de misiune, de a duce Evanghelia în zone dintre acestea mai puțin confortabile, să le zicem. Să spunem profilul, caracterul, cam ce ar trebui să aibă la bază un om care e chemat de Dumnezeu să facă lucrarea aceasta.
Da, probabil că e răspunsul destul de greu. Aș vrea să mă uit un pic înspre mine. În momentul în care, nu ca să mă dau exemplu, ci doar să încerc să descoper câteva lucruri. În momentul în care am simțit că Dumnezeu este Cel care îmi vorbește, în momentul în care am înțeles că nu există ceva mai frumos decât să pe Dumnezeu, atunci am început să gândesc lucrurile în așa fel încât să văd cum aș putea să mă implic în slujirea lui Dumnezeu. Unul din versetele care pe mine m-au cercetat într-un mod special, un verset care mi l-am luat așa, poate ca și motou pentru viața mea, este Ioan capitolul 3 cu 30. Aici cel care vorbește este Ioan Botezătorul. Și el spune versetul acesta, cuvintele acestea, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cred că în momentul în care ai înțeles că atunci când tu te pui pe locul 2, atunci când lași interesele tale și, eu știu, dorințele care ar putea să te ajute să devii, eu știu, un om care să ai anumite bunuri materiale, un om cu bani sau cu influență, în momentul în care ai înțeles că Domnul Iisus Hristos vrea să te cheme să-L slujești pe El, tu trebuie să fii gata să spui ca și Ioan, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Și acum știți ce a spus Domnul Iisus Hristos despre Ioan? Că dintre toți cei născuți din femei a fost cel mai mare, deși slujirea lui a fost una destul de scurtă, limitată ca și timp, dar a făcut-o cu dăruire și a făcut exact ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. De aceea cred că caracterul unui om care ar trebui să se implice în slujire trebuie să fie modelat de Duhul lui Dumnezeu. Cred că atunci când Duhul lui Dumnezeu lăsăm să ne cerceteze, să ne modeleze, El va lucra în viețile noastre, ne va ajuta să putem să ne conformăm nevoilor slujirii. Sigur, de multe ori nevoile sunt destul de mari, de multe ori sunt sacrificii de făcut. Dar dacă înțelegi că chemarea aceasta este specială, este una care te va onora în veșnicie, cred că ar trebui să o facem cu mare drag. Mă gândesc la toți ucenicii. Le-a spus Domnul, vină după mine și tu, vină după mine. Unul a lăsat vama, altul a lăsat afacerea cu pești sau mrejile sau eu știu ce avea. Și-au lăsat lucrurile și-au fost gata să meargă după Domnul Iisus. Cred că dorința de a putea să-i vezi pe alții mântuiți, fericiți, pentru că asta se întâmplă. În momentul în care salvăm pe cineva, ajutăm să se încreadă în Dumnezeu și să fie un om mântuit, el este un om fericit, un om binecuvântat. Aceasta ar trebui să ne anime. Mi-aduc aminte și dacă mă îngăduiți, aș vrea să vă spun o întâmplare. O povestea fratele Richard Wurmbrand și spune că odată un grup de misionari, de evangheliști, au mers undeva în Mozambic și au făcut o misiune acolo într-un trip. Acum, eu nu știam prea multe despre Mozambic, deși am călătorit în multe locuri din lume, însă în Africa n-am fost singurul continent în care n-am ajuns. Și am avut odată un coleg păstor, eram secretar la comunitate, stăteam la birou și a venit și el se întorsese tocmai atunci din Mozambic. Și vreo 2 ceasuri și jumătate mi-a povestit și mi-a spus cum a fost călătoria lui și mi-a arătat fotografii, mi-a lăsat un CD cu poze și o grămadă de lucruri de felul acesta. Îmi spunea că a mers până undeva în Africa de Sud cu avionul de acolo, a luat un tren până în Mozambic și apoi trebuia să mai meargă încă 5 zile undeva prin junglă cu o mașină și a întrebat unul dintre ei, dar dacă se strică mașina, ce facem? Zice, nimic, stați acolo că peste 5 zile vine încă o mașină care mai trece pe drumul ăla. Și dacă vine un leu, un ceva, zice, cine scapă, scapă. Nu știu dacă te-ai mai fi dus. La fel îmi spunea când au ajuns în zona unde trebuiau să ajungă, un fel de vale cu câteva localități, sătucuri sau triburi, numai șamani, numai tot felul de sunete de tobe, de incantații, au ajuns în cea mai frumoasă clădire a localității, un fel de 4 țăruși cu niște nuiele, trestie, și femeia care a făcut curat le-a spus, să știți că eu am măturat, este gata acum, dar aici șerpi, paianjeni otrăvitori și tot felul de insecte care vă pot face rău, voi să fiți atenți seara când vă culcați, să mai faceți curat încă o dată. Te-ai mai fi culcat? Sau când povestea ce mâncare le-a dus? În fine, în momentul acela mi-am dat seama că ceea ce spunea fratele Richard Wurmbrand era interesant.
acest grup de oameni au făcut evanghelizare și un trib din acesta s-a întors la Domnul. Tot tribul a spus, noi vrem să-L slujim pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci au spus, uite, dacă cumva am putea să mai revenim vreodată pe la voi, ce credeți, care e prima urgență, care prima mare necesitate pe care o aveți? Ce am putea să vă aducem? Că n-aveți mâncare, n-aveți medicamente, n-aveți haine, n-aveți o grămadă de lucruri. Ce ar fi cea mai mare prioritate a voastră? Și ei împreună cu șeful de trib au zis, lăsați-ne un pic să ne consultăm. S-au dus, au stat puțin de vorbă și au venit înapoi și au spus, dacă mai puteți vreodată să reveniți pe la noi, aduceți-ne două bărci. Ce să vă aducem? Două bărcuțe de mers cu ele pe apă. Bărcuțe, dar de ce bărci? De ce nu altceva? De ce nu medicamente? De ce nu alimente? De ce nu altceva? Și atunci acești oameni au spus, știți de ce? Pentru că pe râu în sus, acolo unde voi nu ați apucat să ajungeți încă, mai sunt încă 70 de sate, cum este satul nostru. 70 de triburi. Și acolo sunt oameni ca și noi, care n-au auzit că Dumnezeu a lăsat cuvântul Lui să fie dat pentru noi, să-L putem citi. N-au auzit încă că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a coborât din cer, a venit pe pământ, a luat trup de om, a trăit și a murit pentru păcatele noastre. Oameni care n-au auzit că într-o zi și noi de aici, din trib, putem să umblăm pe străzile de aur ale cerului. Dacă vreți să ne ajutați cu ceva, aduceți-ne niște bărcuțe să mergem la ei să le spunem. Ei, lucrul ăsta ar trebui să întâmple. Să înțelegem că chemarea noastră, cinerea noastră pe pământ, ar trebui să fie animată de această dorință. Să pot să ajut și pe alții să-L cunoască pe Domnul Iisus. Cel puțin pentru mine și familia mea. Aceasta a fost ceea ce ne-a călăuzit, ne-a ajutat. Ne-am mers mai departe, ne-am bucurat în slujire, am trecut peste greutăți și ne-am bucurat să putem să vedem puțin sau mulți pe cei care L-au primit pe Domnul și au putut să se încreadă în El și să meargă mai departe slujindu-L pe El. Slavă Domnului! Frumoasă, frumoasă lucrare! Acum, la încheiere, aș vrea să... vă rog, dacă se poate, să ne lăsați un mesaj de încurajare, în special pentru cei care poate au auzit chemarea aceasta, poate au simțit, să spunem, imboldul acesta de a merge și a face misiune, de a se muta poate dintr-un loc în altul. Și n-au fost hotărâți, s-au gândit la ce vor avea de mâncat și unde vor locui. Sunt multe, multe motive pe care un om le-ar avea atunci când aude chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna se bucură atunci când omul zice da și se lasă în mâna Lui, se lasă să lucreze Dumnezeu, să-L lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața lui. Dar sunt și cazuri în care omul e reticent și se retrage și caută locul mai bun. Dacă aveți un mesaj de încurajare, de un verset, dacă se poate, cu mare drag, vă rugăm. Da. Cred că mesajul care îmi este, mai ales în perioada aceasta, cel mai drag, este cel despre care vă spuneam, în care cei doi ucenici se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. Atunci când ești gata să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos și ești gata să îl chem pe Domnul Iisus Hristos să vină în casa ta și în viața ta, se întâmplă câteva lucruri extraordinare, câteva binecuvântări. Și aici în versetul 31 din Luca 24 spune, atunci li s-au deschis ochii. În primul rând, ochii încep să fie deschiși. Marea problemă și marea tragedie a omenirii astăzi este că oamenii trăiesc cu ochii închiși. Oamenii trăiesc în așa fel încât nu-L văd pe Dumnezeu, văd doar pământul, dar nu văd și cerul. Dumnezeu ar vrea ca noi să putem să vedem și cerul. Una dintre cele mai mari tragedii este să fii orb din punct de vedere fizic. Și am un prieten care este și el cântăreț și am umblat ani de zile cu el împreună la evanghelizări, Fănică Măgerușan, locuia în Buzeaș până nu de mult și omul acesta l-am întrebat odată, măi, dacă ar fi să dorești ceva, ce ți-ai dori? Și el a zis, zice, aș dori să văd 3 minute. Dar de ce 3 minute? Să pot să îmi văd măcar o dată în viață cum arată soția și copiii mei. 3 minute să văd și asta ar fi cea mai mare binecuvântare pe care aș vrea să o am. Ochii deschiși, asta spune Scriptura, atunci când îl ai pe Domnul Iisus Hristos, când îl primești în viața ta, atunci El îți deschide ochii și dintr-o dată faptul acesta că vei fi cu ochii deschiși, vei putea să vezi frumusețea
lumii în care trăiești, dar cu ochii lui Dumnezeu, nu doar uitându-te în jos cu ochii triști, așa cum ar vrea probabil diavolul să ne țină pe fiecare dintre noi. Dar nu numai atât, auziți, atunci, spune aici, li s-au deschis și scripturile. Nu ne ardea inima noi când ne deschidea scripturile? Dumnezeu vrea să ne deschidă nu numai ochii, dar și scripturile. Când vine Domnul Iisus Hristos în viața noastră, dintr-o dată, El îți deschide scripturile și te face să cunoști lucrul acesta. Eu am fost de 5 ori în Coreea de Sud și am reușit să cunosc credincioșii de acolo, bisericile de acolo, oameni care îl caută pe Dumnezeu, modul în care citesc scripturile, mi s-a părut fascinant. Oameni tineri care au citit Biblia de peste 100 de ori și am întrebat de ce. Și mi-a spus, zice, Marius, să-ți răspundem dacă o întrebare. Ce ai văzut tu de când vii în Coreea la noi? Și am spus, o țară fascinantă. Am fost și în Australia și în America și în Canada și în toată Europa. N-am văzut clădiri frumoase, n-am văzut zgârie nori, n-am văzut atâtea lucruri, curățenia care am văzut-o la voi și oameni cu bun simț, clădiri de biserici mari cu zeci de mii de locuri pe scaune, o biserică care avea 840.000 de membri, o altă biserică baptistă începută cu 7 membri și avea acum 175.000 de locuri pe scaune și vreo 25.000 de 175.000 de membri și vreo 25.000 de locuri pe scaune și aveau 7 servicii pe duminică. Și mi-au spus, bun, toate astea sunt extraordinare. Dar știi ceva? Într-o zi, toate, inclusiv clădirile de biserică, trec cu foc și cu trosne. Știi care e singurul lucru care rămâne și care îl avem pe pământ și nu va trece nici măcar o iotă? Și atunci a ridicat în sus cartea aceasta, Biblia, și a spus, Biblia. Și atunci oare se cade să petrecem timp mai mult cu lucrurile care pierd ceea ce este veșnic? Deci ochi deschis, scripturi deschise, când le citești, dintr-o dată un izvor de binecuvântare vine peste viața ta. Dar auziți, versetul 45, atunci le-a deschis mintea, minte deschisă. Dumnezeu vrea să facă exact lucrul acesta. Știți că este cineva care vrea să rețină pe noi cu mintea închisă? Vreau să citesc un verset foarte interesant, sau chiar două. Îl spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acesta, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei a slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, este atât de important să înțelegem că în momentul în care Domnul Iisus Hristos vine, îți deschide ochii, îți deschide mintea, îți deschide Scriptura, și bineînțeles îți deschide și cerul, pentru că așa se încheie Evanghelia. S-au deschis cerurile, Iisus a plecat acolo și a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și apoi, după ce totul va fi gata, mă întorc și vă iau cu mine. Până atunci, ce să faceți voi? Care este singura noastră chemare și misiune pe care El ne-a lăsat-o din momentul în care a plecat și până în momentul în care va reveni înapoi? Să mergem și să spunem la alții că și ei pot să fie în felul acesta, binecuvântați, cu ochii deschiși. Amintiți-vă și închei cu această întâmplare. Erau 4 leproși la poarta Samariei. Leproșii aceștia mureau de foame, în cetate era moarte, se mânca găinați de porumbel și capete de măgar, ba se tăiau și copiii în două și erau fierți, așa era de mare tragedia. Într-o seară acești 4 leproși spun, mergem în tabăra dușmană, tabăra siriană, dacă ne dau ceva de mâncare trăim, dacă ne omoară scăpăm mai repede. Și când se duc, găsesc tabăra goală. Dumnezeu făcuse să simtă cei de acolo un vuiet de cară și au zis, probabil cei din Egipt au venit și vin peste noi, să o luăm la fugă, să ne scăpăm viața. Și dintr-o dată cei 4 oameni leproși găsesc viață, găsesc corturi pline de mâncare și băutură, de haine și de bani. Și în cetate se murea și se tăiau copiii în două. Și atunci, după ce și-au început la început să-și bage în sân, să mănânce, să-și îngroape, unul din ei spune, măi, nu este bine. Dacă vom tăcea până dimineață, vom fi pedepsiți. Pentru că alții vor fi poate morți de foame noaptea aceasta. Alți copii vor fi tăiați. Acum mergem să le dăm de știre. Și au mers în cetate, au dat de știre. Ceilalți s-au primit cu reticență vestea aceasta, au trimis totuși câțiva cai care au mai avut să verifice și până departe erau numai haine presărate pe drum. Și-au mers în cetate și-au mers și-au dat drumul să meargă și să caute lumea mâncare și au găsit viață. Pentru că oamenii aceia puțini și amărâți care au găsit-o au spus și la alții. Dragii mei, iubiți ascultători, frate Cătălin, există viață și binecuvântare pe care Dumnezeu poate să o dea. Noi care am găsit-o, poate nu suntem mulți, puțini, dar ar trebui să procedăm în felul acesta, să fim animați de cea mai mare dorință pe care o putem avea, să spunem și la alții și să ajutăm și pe alții să găsească viață și binecuvântare. Și chiar dacă poate e greu câteodată, dar să o facem cu drag, într-o zi ne vom bucura cu Domnul nostru în cer. Slăviți să fie numele Lui. Amin, așa să fie.
Frate păstor, vă mulțumim foarte mult pentru participarea dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre. A fost o încântare să vă ascult. Mă bucur de entuziasmul și de dorința dumneavoastră de a face mai mult. Sper ca să fie molipsitor și pentru noi și pentru cei care ne-au urmărit în seara aceasta. Și în continuare ne rugăm pentru dumneavoastră și dorim ca lucrarea pe care o faceți acolo în Jebel, în Ceacova și celelalte sate unde îi păstoriți pe credincioșii baptiști, Dumnezeu să vă dea putere, har și, bineînțeles, să vă puteți duce misiunea până la capăt. Vă mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare ne vă spunem la revedere!